Deși trăim într-o societate modernă, din toate punctele de vedere, profesia de jandarm este încă una atipică pentru femei. Oamenii asociază mai greu sobrietatea uniformei cu eleganța tipic feminină. Lucrăm într-o lume a bărbaților, dar asta nu ne face să ne simțim mai prejos decât aceștia. Cu toții suntem colegi, ne sprijinim unul pe celălalt, deoarece urmărim un scop comun. Împreună formăm o echipă, iar respectul reciproc este regula noastră de aur. Consider că intuiția feminină și autoritatea masculină se completează reciproc și duc la un rezultat favorabil în activitatea noastră. Ca femeie, nu trebuie să dai nicio secundă dovadă de vulnerabilitate, nu trebuie să-ți expui slăbiciunile. Pentru ca o femeie să aibă o carieră de succes în acest domeniu, este important să fie independentă. Să pășească cu încredere, chiar dacă este încălțată în bocanci, pe podiumul vieții sale, ca și când întreaga lume este la picioare. Atunci, având încredere în sine și știind că nu este cu nimic mai prejos decât bărbații care activează în domeniu, va avea succes și va realiza absolut tot ce își propune. Bună ziua, doamnă și domnilor, Magda Popescu, sunt urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. La mulți ani, Teo Martie, la mulți ani, doamnelor, domnișoarelor, să fiți iubite și fericite, să vi se împlinească tot ce vi se pare mai important în viață. Astăzi este o emisiune cu totul și cu totul specială și credeți-mă că pentru această emisiune am căutat un invitat pe măsură, la fel de special și de deosebit ca această zi de 8 martie. Este vorba de Mihaela Popescu, cea care este jandarmeriță la Inspectoratul Județean de Jandarmi Vâlcea și lucrează la compartimentul formare profesională. Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și mulțumesc pentru frumoasa prezentare și pentru invitație. Cu mare drag, mi-am dorit să fac o emisiune de Ziua Femeii cu o femeie cu totul și cu totul specială și v-am găsit pe dumneavoastră. Le mulțumesc celor de la jandar care m-au ajutat în căutările mele și spune-mi, Mihaela, lumea aceasta celor cu uniformă pare o lume a bărbaților, unde riscul apare sau poate să apară la tot pasul. Cum ai ajuns, iată, și cum ai decis să intri în jandarmerie? Vreau să vă spun că să urmez o carieră militară este un vis din copilărie. Tatăl meu, militar la rândul său, a fost un exemplu de urmat pentru mine. Și pentru că nimic nu este întâmplător în viață, când eram în clasa a 12-a, am aflat despre faptul că școala militară de suboficeri jandarmi Drăgășani scoate pentru prima dată 10 locuri destinate fetelor. Până în acel moment, fetele nu puteau participa la acest examen pentru a urma cursurile școlii. Am urmat cursurile școlii, am fost admisă și așa a început cariera mea în această frumoasă instituție. De când lucrez la jandarmi? Lucrez din 2006. Din 2006. Și cum vine chestia asta? Explică-mi, compartimentul formare profesională te ocup de pregătirea fizică, trageri, pregătire profesională pe diferite linii de muncă. Ce înseamnă asta la modul foarte, foarte concret? Activitatea compartimentului în care îmi desfășor activitatea are ca obiectiv general creșterea nivelului de profesionalism pentru desfășurarea sarcinilor și atribuțiilor jandarmilor la cel mai înalt nivel. În acest sens, deși formarea profesională continuă este o responsabilitate individuală a fiecărui cadru militar, eu vin în sprijinul colegilor prin organizarea unor teme, a unor ședințe practice, ședințe de tragere, activități de educație fizică și astfel ei își îmbunătățesc cunoștințele în vederea realizării obiectivului general pe care l-am menționat la început. Ok, bun. Asta, la nivel teoretic, sună extraordinar de bine. Dar cum îi pregătești concret pe colegii tăi? Avem mai multe linii de pregătire. Aici menționez ședințele de tragere,
educația fizică și pregătirea de specialitate. Deci să înțeleg că tu ești foarte bine pe pregătire fizică, adică tragi de fiare, tragi cu arma, tragi cu... cum? Întotdeauna am fost o fire sportivă de mică. Vreau să spun că această calitate... Nu fac niciun sport, n-am făcut niciodată sport de performanță, dar pot să spun că practic mai multe sporturi. Cam. Așa. Pregătirea fizică este un element de bază în cadrul acestei instituții. Păi mă gândesc că așa am văzut că în ultima perioadă s-a cam terminat cu polițiștii cu burtă, jandarmii cu burtă, adică nu îi mai vezi, știi? Ăsta să fie un semn că, uite, înțeleg și ei că nu poți să alegi după infractor și să curgă apele de pe tine, nu? Bineînțeles, la nivelul instituției sunt planuri de formare profesională, planuri de pregătire, care sunt puse în aplicare și periodic toți jandarmii sunt evaluați, trebuie să îndeplinească anumite bareme și își dau concursul să le îndeplinească întotdeauna. Deci să înțeleg că tu ești cea care stai cu fluierul când ei aleargă și scot minutele acelea? Ați înțeles perfect. Sunt cu cronometru și cu... Bun. Da. Deci ești un om foarte important în această schemă a formării profesionale, mi se pare. Mie cred că toți ochii sunt ațintiți asupra ta, nu? Nu pot spune acest lucru. Fiecare știe ce are de făcut. Aceste probe sportive, dacă vorbim de partea de educație fizică, nu sunt de ieri de azi. Având în vedere faptul că atunci când... îți dorești să intri în această instituție, susții niște probe fizice, toți sunt conștienți că aceste probe le vor susține până la pensie. Și întotdeauna trebuie să-și dea interesul să se perfecționeze sau să mențină un nivel ridicat de pregătire. Ok. Ți se pare că ar fi nevoie să schimbi ceva aici, în domeniul ăsta al tău, al formării profesionale? Ai îmbunătățit cumva lucrurile? Deși la nivelul instituției întotdeauna am căutat să venim cu aspecte de noutate care să stârnească interesul participanților, ar fi întotdeauna este loc de mai bine. Adică pe lângă faptul că noi invităm în cadrul ședințelor noastre practice diferiți instructori de la centrele de pregătire ale Jandarmeriei Române care prezintă diverse teme, cred că s-ar putea aduce și alte aspecte pe linia aceasta de pregătire. Și, de exemplu, un instructor de arte marțiale sau avem noi atribuții pe în ceea ce privește structurile montane. Pe partea de ATV? Exact. Cursuri de schi. Avem colegi care participă la astfel de cursuri. De alpinism. Sunt... Da, pentru că, vezi, mai ales în operațiunile acestea de salvare, mai ales în zona montană, dacă este să ne referim doar aici în perioada iernii, da, trebuie să... jandarmii, iată, dacă vreun schior se rănește pe pârtie, trebuie să ajungă la el. Cum ajunge dacă nu știe să schieze? Cu da, drona? Și apropo sau... de ce spuneți dumneavoastră, sunt necesare și anumite cursuri de prim ajutor. Bravo. Pe care le avem în vedere și... vor fi puse în practică și mulți dintre cei care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor montane vor urma aceste cursuri. Da, absolut, absolut necesar pentru este că... Este foarte important că atunci când ajungi la locul faptei să știi să acorzi primul ajutor. Și îți dai seama că cel rănit sau cel aflat în dificultate, în nevoie, în pericol, se uită la tine ca și salvator, ca la Dumnezeu și crede că poți să îl salvezi. Dacă și ție îți tremură picioarele că nu știi cum să-i acorzi primul ajutor sau nu știi cum, nu e ok. Și atunci, dar eu am văzut foarte multe acțiuni de ale voastre de salvare soldate cu succes, oamenii salvați și de pe munte și de pe pârtile de schi mai ales. Am văzut mai ales acțiuni foarte multe pe linia de prevenire, nu? Sigur că da, avem un compartiment specializat care se ocupă cu aceste activități. În principal, sunt activitățile de prevenire desfășurate în școli. În ziua de astăzi este această problemă cu consumul de droguri în rândul tinerilor. Da. Iar activitățile desfășurate de colegii mei sunt foarte importante. Și utile. Exact. Și utile pentru că tinerii noștri au nevoie de informații și au nevoie să știe cât de mult rău le pot face drogurile.
și să știe cumva de la cineva din afara familiei. Știi că dacă spune mama, nu e ok. Știi? Așa este. Ai copii, am înțeles? Da. Ce vârste au? Am o fetiță de 13 ani și un băiețel de 4 ani. Mulți înainte să străiască. Mulțumesc. Iată, la 13 ani te confrunți și tu ca toate mamele de adolescenți cu probleme adolescentine, ca să zic așa, nu? Așa sau este. Pre-adolescentine, nu? E puțin cam de vreme la 13 ani, cel puțin în ceea ce mă privește. Dar sunt situații în care copiii mai mici de 13 ani intră în diverse anturaje și atunci trebuie intervenit, cum a spus și dumneavoastră, din afară, nu neapărat familia, trebuie intervenit și discutat. Bun, Mihaela Popescu, spune-mi, te rog, care a fost cea mai mare provocare din toți anii aceștia de carieră în jandarmerie? Așa cum v-am spus mai devreme, am absolvit școala militară de subofițer jandar și am obținut gradul de sergent major. O provocare pentru mine a fost să trec în corpul ofițerilor. Acest lucru s-a întâmplat în 2014 cu mult efort. Am învățat și am participat la examenul de admitere din cadrul Academiei de Poliție. Am fost admisă, iar după 3 ani, în 2017, am trecut în corpul ofițerilor cu primul grad de ofițer sub locotenent. A fost o mândrie și a fost așa un vis împlinit. Uh-huh. Cât de greu a fost? A fost destul de greu, având în vedere faptul că o aveam pe cea mică deja, care îmi solicita atenția, trebuia să studiez. A fost destul de greu, dar satisfacția a fost pe măsură. A fost o împlinire de suflet. Ai reușit cumva să îmbini familia cu viața profesională, cu cariera ta în cadrul jandarmeriei, așa cum mai toate femeile reușesc să îmbine lucrurile, găsesc forța necesară cumva să le facă pe toate. Chiar dacă la finalul zilei cădem late, aia e. Așa noi este. Ne-am dorit să fim egale cu bărbații, nu? Da, dacă ne dorim, putem. Nu există, nu se poate atunci când îți dorești ceva. Da, și eu cred că discriminarea asta poate fi privită din două feluri, știi? Una că unii bărbați zic, băi, ăsta sunt femei și nu sunt în stare. Și uneori au dreptate. Uneori au dreptate pentru că, și aici te rog să, sunt curioasă care este punctul tău de vedere, cred că forța fizică a unui bărbat nu se compară cu cea a unei femei. Una la mână și doi la mână, noi suntem așa mai emotive câteodată, unele dintre noi. Știi? Și mai cumva reușim să nu vedem de emoțional, te impresionezi și nu mai poți să mai ai decizia să tai în carne vie, practic. Am înțeles ce spuneți, dar eu am observat că în ultimii ani mentalitățile legate de faptul că această meserie este dedicată exclusiv bărbaților s-au mai schimbat. Asta poate și datorită faptului că femeile jandarmi au demonstrat că pot acolo unde au fost puse și au îndeplinit sarcinile cu succes și au fost un ajutor de nădejde pentru colegii lor. Cum a spus și dumneavoastră, poate forța fizică a unei femei nu se compară cu forța unui bărbat. Deși vă spun sincer că am colegi care practică sporturi de performanță pe de genul luptelor de contact, adică sunt foarte pregătite. Dar au alte calități femeile, chiar dacă nu sunt la fel de puternice dar fizic. Dar nu cred că despre asta este vorba. Da, că nu... Exact, nu este vorba despre cât de puternici suntem fizic. Este vorba de a ști să ne facem treaba cu responsabilitate și de a ne folosi toate calitățile pentru a obține rezultatul scontat. Da. Spune, Mihai, acum ți se pare că sunt privite femeile în acest sector dominat practic de bărbați? Așa cum am menționat și anterior, nu mai este o noutate. De câțiva ani chiar nu mai este o noutate să vezi o femeie jandarm. Acum 15 ani, aproximativ când mi-am început exact. Eu activitatea... Erai uitat lumea la tine? Da, la... da. V-am și spus... Mașini străine. Am fost printre primele 10 fete care au absolvit școala de subofițeri jandarm. Și o mândrie pentru mine, asta întotdeauna o spun așa, foarte bucuroasă. Atunci era ceva cu caracter de noutate. Acum nu mai este. Și mă gândesc că faptul că numărul femeilor a crescut, nu mai sunt locuri limitate. Adică atunci când este admiterea la o instituție post-liceală din MEAI, nu mai este un număr limitat pentru femei. Numărul de locuri este la comun femei și bărbați. Mă gândesc că acest lucru s-a datorat și faptului că femeile au demonstrat că pot face această meserie.
Cu siguranță. Nu e vorba dacă poți sau nu. Era vorba de cum suntem privite și până la urmă acceptate. Te simți acceptată? Să știți că da. Da, nu? Și de regulă relațiile de acestea de camaraderie dintre o femeie jandar și un bărbat jandar cred că sunt mai strânse decât... Bine, nu poți face aceleași glume, știi că bărbații au glumele lor, noi le avem pe ale noastre și că bărbații ar fi mai mult, dar n-au timp, știi? Și atunci... Nu? Nu știu ce să vă spun despre ce fac bărbații pe linia asta, dar noi am fost primite cu brațele deschise și nu am simțit niciodată o discriminare sau n-au fost situații în care să mă simt că nu e locul meu acolo. Uh-huh. Ce crezi că au determinat pe o femeie să intre în jandarmerie? În afară de siguranța financiară pe care, sigur, această instituție ți-o oferă. Știi clar că ai cumva traiul asigurat, ca să zic, nu? Cred că trebuie să faci această meserie cu dăruire. Adică trebuie să-ți dorești să faci această meserie. Vine la pachet, așa cum a spus și dumneavoastră, dar sunt și multe. Această meserie vine la pachet cu o serie de restricții. Da? Și... Ce restricții? Păi, de exemplu, mă refer la cariera militară în principal. Da, 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 da. De exemplu, dau un exemplu, o părăsire de garnizoană. Dacă ești în civil, poți să pleci când vrei, cum vrei. Fiind cadru militar, întotdeauna trebuie să raportezi. Uh-huh. Să... Dacă pleci, se numește dezertare, nu? Eu parcă așa știu. Nu, dacă pleci, nu se numește neapărat dezertare. Părăsirea locului... Poate fi o abatere, depinde de ce termene vorbim. Poate fi o abatere disciplinară sau... Nu puteți să faceți politică, cred, nu? Clar, nu. Uh-huh. Ceea ce nu e o mare pierdere, dacă mă întreb pe mine, da, te rog. Nu putem participa sau nu putem participa la grevă. Sunt multe, multe interdicții și restricții pe care voi le... participați la greve și manifestații de partea cealaltă a baricadei și... Da, cumva ai anticipat următoarea mea întrebare. Spune-mi, te rog, ce ai simțit când femeia aceea a fost călcată în picioare de manifestanții, colega ta de la jandarmi? A fost o situație dificilă, să zic, și pentru ea și pentru noi, toate femeile jandarmi, dar am apreciat solidaritatea colegilor ei. Dacă ați văzut și vă amintiți, au făcut imediat un scut de protecție și, de fapt, asta înseamnă să... Fim uniți și să ne ajutăm unii pe alții atunci când este nevoie. Da, cumva activitatea ta, și corectează-mă dacă greșesc, se desfășoară în interiorul Inspectoratului de Jandarmi. Adică, sau ai participat și la acțiuni afară? Aveți dreptate, ați înțeles perfect. Activitatea mea este... Particip la ședințe practice, la trageri, la activitățile de evaluare la educație fizică, dar nu am o muncă efectiv de teren, cum vedeți colegii din patrule, de la ordine publică sau de la intervenție din alte situații, nu. Deci nu. Spune-mi, te rog, eu m-am tot gândit și pregătindu-mă pentru întâlnirea cu tine de astăzi, m-am gândit că esența jandarmeriei este totuși să răspunzi la violență cu non-violență. Asta ar fi ideal și sună foarte frumos, cum spuneți dumneavoastră, și ăsta este scopul nostru, să răspundem la violență cu non-violență. Avem și personal specializat pe funcții de negociator și comunicarea este un aspect foarte important. Dacă știm să comunicăm, de cele mai multe ori evităm această violență de care dumneavoastră spuneți. Da, într-adevăr, comunicarea e vitală. Aveți... Iată, până la urmă, dacă stau să mă gândesc acum, aveți nevoie și de cursuri din acestea practice de comunicare, nu? Sigur că da, și sunt colegi de-ai mei care participă la astfel de cursuri, în funcție de atribuțiile din fișele postului. Adică cum ar trebui să reacționezi în cazul unui, unui tânăr agresiv, a unui dat, este recalcitrant, este... Dacă și tu răspunzi cu violență, e clar că se degenerează în violență și mai mare, da? Și atunci cumva trebuie să găsești o cale să ajungi la omul ăla, bineînțeles, să-i dai amendă, să-i pui... Apropo, mai puneți cătușe? Dar nu mai știu. În funcție de situație sunt prevăzute anumite împrejurări în care se poate face și încătușarea,
dar este o măsură cu caracter coercitiv și în ultimă instanță. Excepțional. În funcție de situație. Întotdeauna, în funcție de situație, colegii aflați în teren aplică măsurile pe care le consideră potrivite la momentul respectiv. Spune-mi, te rog, din punctul tău de vedere, cât de necesară este evaluarea psihologică pentru jandarmi? Evaluarea psihologică este foarte importantă și de la începutul procesului de selecție, de la recrutare, cei care doresc să urmeze o carieră în cadrul jandarmeriei trec prin această probă de evaluare psihologică. Adică și periodic, de-a lungul carierei, există această evaluare psihologică. Adică am văzut cu toții și derapaje și de o parte și de alta și cred că trăim vremuri complicate, lucrurile nu mai sunt nici ca acum o săptămână, ci să mai vorbesc de acum un an sau doi, și cu atât mai necesară mi se pare această evaluare psihologică a celor care până la urmă, iată, trebuie să ne asigure nouă paza și protecția, nu? Da. Dacă nu ai fi lucrat în jandarmerie, Mihaela, ce ți-ar fi plăcut să faci? Cum v-am spus, tatăl meu a fost un exemplu pentru mine și cu siguranță dacă nu aș fi ales această carieră în jandarmerie, m-aș fi orientat către Academia Tehnică Militară sau către altceva tot pe această linie. Deci, oricum, rămâneai tot în zona aceasta a carierei militare, ești îndrăgostită de mică de uniformă. Da, sigur. Mi-a plăcut uniforma, mi-a plăcut fanfara militară și priveam fascinată cum defilau militarii și mi-a plăcut ordinea și disciplina. Și încă îmi plac. Păi fără ordine și disciplină nu se poate, mai ales acolo unde lucrezi tu. Exact. Spune-mi, te rog, ce sfaturi le-ai da tinerelor care, iată, aspiră să devină jandarmerițe ca și tine? Le-aș sfătui să se pregătească și să facă tot ce le stă în putință să-și îndeplinească visul. Să se pregătească fizic, să-și învețe, da, dar să aibă și pregătire. Pe toate liniile, da, atât partea teoretică este importantă, cât și partea de pregătire fizică. Da, foarte, foarte, foarte important. Spune-mi, în aceste zile, situația, ai văzut de la granița cu Ucraina, e una specială, am văzut că se încearcă cumva și să se declare o stare de război. Ce ar însemna, iată, pentru Inspectoratul Județean de Jandarmii Vâlcea declanșarea unei astfel de stări? Probabil că ați fi cumva chemați la garnizoană, nu știu, în zona asta. Nu la declararea stării de război, Jandarmeria Română intră în componența forțelor armate și atunci, pe lângă atribuțiile pe care le desfășoară în timp de pace, va trebui să desfășoare și atribuțiile stabilite prin decretul de instituire a stării de război. Cum vezi tu chestiunea aceasta cu războiul din Ucraina? Bănuiesc că urmărești și tu ca noi toți cu sufletul la gură ce se întâmplă. Este tragic ce se întâmplă. Ne dorim cu toții pacea și sperăm că lucrurile vor evolua în bine și nu vom ajunge la situația pe care ați spus-o dumneavoastră mai devreme, la o eventuală declarare a stării de război. Dar, din păcate, nu vreau să alarmez pe nimeni, dar știi că războiul se întâmplă, se aruncă cu bombe în Ucraina, la Kiev, în zona Kievului se duc lupte grele. Așa că nu avem cum să ne facem că nu vedem războiul. El e acolo, este adevărat, se va opri la granița cu România, pentru că România este țară membră NATO. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să luăm și noi anumite măsuri excepționale pentru a ne pune în gardă și pentru a ne apăra până la urmă cetățenii și țara. Nu? Exact cum spuneți dumneavoastră, noi în situația în care se va ivi această situație de nedorit pentru nimeni, vom pune în aplicare atribuțiile ce ne revin conform legii și... Da. Spune-mi, astăzi, după ce noi două ne despărțim, e ziua femeii, ce ai de gând să faci de 8 martie? Cum ai de gând să petreci ziua? În primul rând vreau să-i fac o vizită mamei mele, să-i urez la mulți ani, o primăvară minunată, cu un soare în suflet, să-i ofer din suflet un buchet de flori și apoi să petrec restul zilei cu familia. Da, iată, foarte, foarte frumos. Trebuie să vă mai spun, doamnelor și domnilor, înainte de a-mi lua la revedere de la această tânără
minunată Mihaela Popescu, iată jandarmerița care se ocupă de pregătirea fizică, de trageri și de pregătire profesională a jandarmilor vulceni. Filmulețul care rulează pe plasmă și pe care dumneavoastră l-ați văzut la începutul emisiunii este realizat de purtătorul de cuvânt al jandarmeriei vulcene, domnul George Tacăle. Îi mulțumim pe această cale pentru că ni l-a pus la dispoziție. Este într-adevăr foarte, foarte bun și informativ și am putut și noi să aflăm de ce aceste minunate femei au devenit jandarmi. Și de asemenea vreau să închei cu un anunț, tot la fel, Mihaela, că am început și înscrierile la școlile de jandarmi și iată, sunt locuri suficiente. Trebuie doar ca acești tineri care aspiră să devină jandarmi să învețe, să aibă o pregătire fizică și bineînțeles să prezinte la examen, nu? Sigur că da, începând de astăzi și până pe 18 martie, se desfășoară prima etapă a acestei sesiuni de admitere, respectiv înscrierea candidaților, așa că toți cei care își doresc să urmeze o astfel de carieră sunt așteptați să se înscrie. Înscrierea se face online, toate detaliile referitoare la această sesiune se regăsesc pe site-ul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea și pe site-urile școlilor de subofițeri jandarmi. Da. Mulțumesc mult pentru prezență, doamnă și domnule, sunt Magda Popescu. Ați urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Vă doresc o zi a femeii extraordinară. Să ne revedem și mâine cu iubire și pace în suflet. La revedere!